aflăm în continuare în Ioan, capitolul 12 și am văzut împreună împărțirea acestui pasaj în patru scene majore. Și am parcurs până acest moment două și suntem în cea de-a treia scenă majoră din acest pasaj. Am văzut de la versetul 1 la 11 ungerea Domnului Iisus Hristos. Am văzut la versetul 12, la versetul 19, intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos, prezentarea sa poporului Israel, fața poporului Israel ca și un nou fel de împărat. Și am început să privim împreună de la versetul 23 la versetul 26, cuvântarea Domnului Iisus Hristos, unde El proclamă moartea sa. Data trecută am văzut această mini scenă între intrarea triumfală și cuvântarea Domnului Iisus Hristos, unde vedem pe acest greci care caută din toată inima ca să-L vadă pe Iisus. Și am văzut că această căutare a lor și această insistență declanșează acest discurs a Domnului Iisus Hristos ca și răspuns la căutarea lor. Versetul 23, Iisus le-a răspuns: a venit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit. Adevărat, adevărat vă spun că dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cel ce își iubește viața o va pierde, dar cel ce își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi vom mai lua încă un pas înainte în acest discurs minunat a Domnului nostru Iisus Hristos. Și vom privi împreună versetele 27 până la 36. Hristos proclamă moartea sa, care este iminentă. Ne aflăm în ultimele clipe a vieții Mântuitorului nostru pe acest pământ. Crucea Domnului Iisus este pusă în centrul atenției noastre, precum a fost pusă de Domnul Iisus Hristos în centrul atenției celor ce îl ascultau. Priviți la versetul 36 să vedeți cât de important este acest discurs. După ce a spus aceste lucruri, după ce s-a terminat această cuvântare, Iisus a plecat și s-a ascuns de ei. Acesta este probabil ultimul discurs public al Mântuitorului înainte de moartea sa. Este ultima lui predică înainte ca să meargă spre ascensiunea sa, spre Calvar. Care este scopul? Care este preocuparea Mântuitorului nostru în acest ultim discurs public? Scopul Domnului nostru Iisus Hristos, mesajul Domnului nostru Iisus Hristos, este să privim și să considerăm crucea care îl aștepta. El vrea ca să considerăm efectele crucii. Dacă ar fi ca să dau un titlu acestei predici, l-aș intitula Efectul crucii Domnului Iisus. Și Domnul Iisus în acest pasaj, în această cuvântare, în această predică, ne arată efectul crucii care l-a aștepta asupra lui, în primul rând, asupra lumii și asupra celor care ascultă mesajul său. Trei efecte. Efectul crucii asupra lui Iisus, efectul crucii asupra lumii și efectul crucii asupra ascultătorilor Evangheliei. În primul rând, Domnul Iisus Hristos începe prin a arăta efectul crucii asupra Lui. Versul 27 la versul 30 spun în felul următor: acum, sufletul meu, sufletul Domnului Iisus Hristos, acum sufletul meu este tulburat. Și ce ar trebui să spun? Tată, salvează-mă din ceasul acesta? Dar tocmai de aceea am venit până în ceasul acesta. Tată, proslăvește-ți numele. Atunci a venit din cer un glas care a zis: l-am proslăvit și îl voi proslăvi din nou. Hristos își deschide inima față de noi și ne arată ce este în adâncul sufletului său.
Este un moment extrem de vulnerabil, un moment extrem de intim, în care Domnul Iisus Hristos ne arată că sufletul lui este tulburat. În construcția gramaticală ne arată că această stare de agonie și de tulburare în care se află Mântuitorul este ceva în mod constant. Domnul Iisus Hristos trăia ultimele zile înainte de crucificarea lui într-o agonie și într-o suferință internă când se gândea la crucea care îl așteaptă. Și în această ultimă predică el își deschide inima față de ascultătorii lui și față de tine în această dimineață și îți arată starea sufletului său. Și sufletul lui era tulburat. Această fereastră deschisă înspre inima Mântuitorului este extrem de benefică pentru noi. Este așa de ușor să ne pierdem în detalii, să agonizăm peste structura textului, peste construcția gramaticală, peste hermeneutică și exegeză și să uităm de agonia reală, adevărată, prin care a trecut Mântuitorul nostru. Să uităm că aceste lucruri s-au întâmplat, că El urma ca să urce pe dealul Calvarului și să se urce pe cruce pentru noi. Să sufere umilință, să sufere batjocură, să sufere durere, să sufere moarte și despărțire de Dumnezeu pentru noi. Să studiem Evanghelia după Ioan ca o simplă teorie și să facem doar teologie. Hristos își deschide sufletul față de noi și ne arată cât de reală este agonia și tulburarea sufletului său. Același Hristos, care a vindecat pe oameni de orice boală cu o simplă atingere sau cu un singur cuvânt. Același Hristos care a umblat pe ape. Același Hristos care a izgonit demonii. Se află acum cu sufletul tulburat, în agonie față de realitatea crucii care îl așteaptă. Oare ce a provocat această stare? Oare ce l-a adus pe Domnul Iisus Hristos în această stare de tulburare? A fost oare gândul doar de suferință intensă, de tortura fizică care urma? A fost doar gândul la cuiele care urmau să-l străpungă? Toate aceste lucruri sunt oribile. Dar dacă doar atât vedem din ceea ce înseamnă suferința Domnului nostru Iisus Hristos la Calvar, atunci nu am înțeles magnitudinea durerii și profunzimea suferinței Domnului Iisus Hristos. Suferința care îl tulbura pe Hristos era, da, una fizică, dar era o suferință de perspectivă spirituală. Crucea este mai mult decât un instrument prin care un om inocent a suferit o tortură fizică. Crucea este instrumentul prin care Dumnezeu a hotărât să aducă la împlinire o pedeapsă mult mai profundă, mult mai groaznică. Pedeapsa morții și pedeapsa separării față de bunătatea și prezența lui Dumnezeu care ar fi trebuit să cadă asupra fiecăruia dintre noi. Este instrumentul prin care acest decret, această pedeapsă, această osândă a fost adusă la împlinire asupra persoana Domnului Iisus Hristos. Și în același timp este instrumentul prin care mântuirea noastră minunată a fost realizată. Pavel ne învață la 2 Corinteni 5 cu 21 despre Domnul nostru Iisus Hristos spunând că El, pe Cel care n-a cunoscut niciun păcat, El, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi. Nici nu putem explica, nici nu ne putem imagina ce înseamnă această experiență a lui Hristos, cel necunoscător de păcat, care nu doar că a cunoscut efectul și durerea păcatului, dar a fost făcut păcat pentru noi. Criticii ateii, mai ales ateii aceștia militanți
gen Dawkins, Hitchens, Harris, critică scena crucii, critică evenimentul crucii și spun că este din partea lui Dumnezeu abuz paternal cosmic. Că cineva ar putea ca să săvârșească o asemenea tragedie asupra copilului său, încât să-l facă să sufere în acest fel, este abuz paternal cosmic, spun acești oameni care nu înțeleg harul lui Dumnezeu. Și este. Hristos a suferit mânia lui Dumnezeu pentru noi. Hristos, care n-a cunoscut vreodată nimic decât dragoste din partea Tatălui. Care n-a cunoscut vreodată blestemul păcatului. Care n-a cunoscut vreodată vreun păcat, a fost făcut păcat pentru noi. Dar nu pentru că a fost abuzat. Nu pentru că a fost o victimă. Nu pentru că iudeii l-au luat la mână, nu pentru că romanii l-au prins și l-au răstignit, ci pentru că el a ales să-și dea viața de bună voie pentru mine și pentru tine. În Galateni 3:13, Apostolul Pavel spune: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Hristos, sursa binecuvântării, binecuvântatul lui Dumnezeu, alesul lui Dumnezeu, a devenit blestemat. A devenit blestem pentru noi. Pe cruce, pedeapsa care trebuia să fie reversată asupra noastră a căzut asupra lui. Și blestemul meritat de noi a fost luat asupra lui. Mânia lui Dumnezeu s-a dezlănțuit asupra lui Hristos. Păcatele noastre, a tuturor celor ce ne încredem în Domnul Iisus Hristos, a tuturor celor ce au fost răscumpărați de El, păcatele noastre au fost puse pe umerii celui ce n-a cunoscut vreodată păcat. Și tulburarea Domnului Iisus Hristos ne arată umanitatea Lui. Ne arată frica cu care privea la acest eveniment. Dar suferința crucii transcende dimensiunile umane. El este într-adevăr deplin om, El este într-adevăr noul Adam, El este reprezentantul nostru înaintea lui Dumnezeu, dar El este Dumnezeu. El este deplin Dumnezeu, El este Cel prin care toate au fost create și toate se țin în El. Evanghelistul Ioan începe Evanghelia sa în acest fel. La început era cuvântul. Acel cuvânt prin care Dumnezeu a creat universul. Acel cuvânt care este lipsit de orice limită. Și acel cuvânt s-a întrupat și a trăit printre noi. Și acel cuvânt s-a urcat pe cruce la Golgota. Suferința care l-aștepta a copleșit umanitatea sa. El n-a putut ca să mai cuprindă, să mai restrângă durerea care gândul suferinței care l-aștepta provoca în mintea și în sufletul lui. În Marcu 14, la versetul 34-35, spune în felul următor. El i-a zis: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga că dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. Dacă citim așa rapid, nici nu realizăm ce se întâmplă. Avem așa ideea că Domnul Iisus a pus doar în genunchi și a zis: Doamne, dacă este cu putință. Dar dacă citim cu atenție, vedem că ceva ce ne spune evanghelistul Marcu este că Domnul Iisus Hristos se arunca în mod consecutiv și repetat cu fața înaintea lui Dumnezeu și zicea: Doamne, te rog dacă se poate. Doamne, gândul acesta mă înfiorează. Și nu este de mirare, pentru că ce îl așteptea pe Hristos
pe cruce este dincolo de ceea ce poate suferi sau își poate imagina vreun om. Uităm că El a fost deplin om. Uităm că El a simțit tot ceea ce simțim noi, dar fără păcat. Uităm că El a suferit exact cum suferim noi, dar fără păcat. De multe ori romantizăm crucea și spunem, păi dacă oricum a fost Dumnezeu, știi, Dumnezeu nu simte durere cum simțim noi. Dumnezeu este plin de putere. Mare lucru, s-a dus, s-a jertfit, s-a înălțat la cer. Evangheliile nu prezintă pe Hristos așa. Evangheliile prezintă pe Hristos cu zile înainte de cruce, tulburat, în agonie, arucându-se la pământ înaintea Tatălui și spunând, Tată, dacă este cu putință, ia de la mine ceasul acesta. Dar de remarcat mai mult, nu este tulburarea, ci răspunsul lui Hristos la această tulburare. Nu este agonia, ci felul în care El confruntă această agonie. Acum, sufletul meu este tulburat. Și ce ar trebui să spun? Tată, salvează-mă din ceasul acesta, dar tocmai de aceea am venit până în ceasul acesta. Tată, proslăvește-ți numele. Ce lucru minunat să cunoști inima lui Hristos. Să știi că Mântuitorul tău a fost și El tulburat. Să știi că amenințarea suferinței l-a adus până acolo încât a transpirat strop de sânge. Durerea gândului cruce așa de intensă încât niciun om nu ar fi putut rezista. Ce poate motiva un om să alerge spre asemenea durere și nu de la ea? Ce poate motiva un om să pășească înainte spre o asemenea cruce și să nu dea înapoi? Ce poate motiva un om să privească suferința care îl așteaptă și să meargă drept înspre ea? Tată, proslăvește-ți numele. Tulburarea a fost reală, agonia a fost reală, dar dragostea lui Hristos pentru Tatăl Său, pentru Dumnezeul nostru, dragostea lui Hristos pentru slava numelui Tatălui Său era așa de puternică încât a învins orice frică, orice durere, orice agonie, orice tulburare. Și ce ar trebui să spun? Tată, salvează-mă din ceasul acesta? Este răspunsul omenesc, natural. De altfel, nu este nici măcar păcătos să-ți dorești să nu suferi. Creștinismul nu este o credință masochistă. Noi nu vrem să suferim de dragul de a suferi. Și Hristos ne arată că tulburarea aceasta și gândul acesta nu este păcătoasă. Dar asta este omenesc. Ceea ce vine din Duhul este ceea ce urmează, dar tocmai de aceea am venit până în ceasul acesta. Tată, proslăvește-ți numele. Care va fi motivația ta? Ce te va împinge prin suferință? Ce te va împinge să iei pași în mod lucid și conștient înspre suferință? Ce te va ajuta ca să fii în mijlocul suferinței mai mult decât biruitor? Ce îți va da putere ca să înfrunți acele situații atunci când afli că copilul tău este bolnav? Atunci când afli că părinții tăi, tatăl tău sau mama ta este diagnosticată cu cancer? Atunci când vine soțul acasă și spune că te părăsește? Atunci când îți pierzi serviciu și ți-e frică că nu o să mai ai o felie de pâine pentru familie. Atunci când vei fi persecutat pentru numele lui Hristos,
Să nu cumva să credeți că acelea vremuri nu ne așteaptă pe noi în această țară. Lumea noastră, Europa în care trăim, America în care trăiesc sau am trăit, face pas cu pas în direcția persecuției creștinilor. Este clar, lucid acest lucru. Ce te va face să stai în picioare și să spui, uite, sunt aici, ia-mă la pușcărie pentru credința mea? Ce te va face pregătit să mori pentru credința în Domnul Iisus Hristos? Dragostea de semeni? Sau dragostea de sine? Nu sunt forțe suficient de puternice să împingă pe un om să facă așa ceva. Există o singură dragoste, există o singură motivație care poate să privească moartea în față și să nu clipească. Este dragostea de Dumnezeu. Este dorința de a vedea slava lui Dumnezeu. De a vedea numele Său proslăvit. Și Hristos ne oferă un model pentru confruntarea suferinței. Suferim, suntem tulburați, ne este frică chiar, dar confruntăm suferința cu ceva mult mai puternic. Cu ceva care depășește dimensiunea umană. Tatăl, glorifică-ți numele Tău. Tată, sunt speriat de diagnosticul acesta care l-am primit și ideea de a sta pe un pat de spital, de a fi legat la tot felul de soluții, la faptul că vor pompa o travă în venele mele să încerce să omoare acest virus care este în corp, produce agonie doar să mă gândesc la așa ceva, dar Tatăl, prin această experiență, Tată, te rog, glorifică-ți numele Tău în mijlocul suferinței mele. Cum vei putea să treci în acest fel prin acea suferință? De dragul familiei tale, o câți oameni nu s-aruncă de pe clădiri la perspectiva asemenea suferințe și uită de familiile lor. De dragostea de sine, dacă oamenii ar fi suficient de motivați de dragostea de sine, nu s-ar sinucide nimeni. Există o singură putere, există o singură motivație suficient de puternică de a motiva pe un om să alerge spre asemenea suferință și să treacă prin ea, dar nu oricum, ci într-un fel care Dumnezeu este glorificat prin ea. Când eram copil, a fost o soră la noi în biserică, sora Dori Tudor, care s-a îmbolnăvit de cancer. A fost foarte apropiată de familia noastră. O femeie cu o inimă de aur. Vinea la noi acasă după biserică, aproape în fiecare duminică și întotdeauna ne aducea câte ceva la copii. O iubeam deosebit de mult noi copiii pentru că își făcea timp, indiferent cât de târziu era, indiferent cât de obosită era, înainte să plece de la noi din casă, își făcea timp să ne spună o poveste. Stătea cu noi la marginea patului și ne spunea câte o poveste. Când era ziua de naștere a unui dintre frați, dacă era ziua mea, mi-aducea un cadou, dar întotdeauna aducea și la Dina și la Timi ca să nu se simtă cumva lăsați afară din dragostea ei. A fost o femeie extraordinară, o credincioasă extraordinară și într-o zi s-a îmbolnăvit de cancer. Copiii ei, care locuiau în Atlanta, au luat-o de la New York și au mutat-o în Atlanta să-și aștepte moartea. Nu mai era altă speranță. În ultimele săptămâni din viața ei, l-a sunat pe tata și l-a rugat ca să mergem să o vizităm. Rețin, și cred că v-am mai spus lucrul acesta, mic copil fiind și stând în acea casă și ascultând o discuție între această soră și tatăl meu. Și sora Dori Tudor îi spune tatălui, frate Levi, nici măcar nu vreau să-L întristez pe Dumnezeu întrebându-L de ce. Ce poate da unui om puterea să treacă prin cancer în felul acela? Nimic altceva decât dorința de a vedea pe Dumnezeu glorificat. Hristos ne dă un model. Când te afli în mijlocul suferinței, când
crezi că nu mai poți de agonia gândului a ceea ce urmează, țintește-ți ochii și mintea ta asupra lui Hristos. Gândește-te asupra suferinței lui pentru tine. Și pregătește-te să suferi pentru slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune la Filipeni 1:29 căci noi am primit harul nu doar ca să credem, ci să suferim pentru Hristos. A vrea să fii mântuit de Dumnezeu. A vrea să fii scăpat de suferință. A vrea să beneficiezi de darurile lui Dumnezeu. Până la urmă nu este ceva extrem de duhovnicesc. Și hoțul spune, Doamne ajută, înainte să spargă o casă. Doamne, să nu cumva să vină poliția. Doamne ajută. Nu e mare lucru ca să vii, să vrei să fii salvat din mijlocul unei primejdii. A fi gata și bucuros să suferi pentru Hristos este ceva care doar Duhul lui Dumnezeu poate produce într-un om. 2. Domnul Iisus ne arată de la versetul 31 la versetul 33 efectul crucii asupra lumii. Acum, spune Domnul Iisus, are loc judecata acestei lumi. Acum va fi aruncat afară conducătorul acestei lumi. Și când voi fi înălțat eu, îi voi atrage la mine pe toți. Spunea lucrul acesta pentru a arăta cu ce fel de moarte urma să moară. Trei efecte asupra lumii. În primul rând, Domnul Iisus Hristos ne spune că moartea Lui, jertfa Lui, aduce judecată asupra acestei lumi. Atunci când Hristos a fost răstignit, această lume s-a judecat singură. Lumina a venit în lume, noi am iubit întunericul. Mântuitorul a venit ca să ne salveze, noi am căutat să-L omorâm. El nu a venit ca să ne judece, ci noi, respingându-L, ne-am judecat singuri. Al doilea rând, vedem că la cruce este aruncat afară conducătorul acestei lumi. Satana a fost învins. Odată pentru totdeauna. Ne-am pune întrebarea în mod logic, așa ca și o paranteză. Dacă a fost învins, de ce să mai chinuie râgnind ca un leu ca să înghită tot ceea ce poate și dacă ar fi cu putință chiar pe cei aleși? Pentru că ăsta e jobul lui. Da? El nu e ignorant, nu e prost, el știe, a citit Apocalipsa, știe cine e Dumnezeu, știe că dacă Dumnezeu a zis i da și amin, ci pentru că asta e slujba lui. Cum zicea Calvin, pe scena teatrului lui Dumnezeu, universul acesta, fiecare are un rol de jucat și Satan are rolul acesta, el știe că la cruce a fost învins. Ideea aceasta că toată lumea, inclusiv Dumnezeu, stă în suspans să vadă ce se va întâmpla, cineva, că e foarte romantică și teatrală și frumoasă cumva, așa ca și din filme. Că undeva sus în ceruri să bat armatele de îngeri încă și vrem să vedem ce se va întâmpla și cine va câștiga războiul. La cruce războiul a fost câștigat. Satana a fost învins. Noi am fost eliberați. Și tot ceea ce se întâmplă acum, toată istoria care se derulează și s-a derulat până acest moment, are scopul de a arăta slava lui Dumnezeu pe scena teatrului său. Universul acesta este o scenă în care Dumnezeu își manifestă slava Lui. Viața ta este o scenă în care Dumnezeu își manifestă slava Lui. Suferința ta. Toate au același scop. Și anume de a arăta slava Lui Dumnezeu. Al treilea rând, Domnul Iisus spune și când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți. La ce se gândea Domnul Iisus când spunea aceste cuvinte? În Ioan 3:14, cred că ne clarifică cel mai clar, Domnul Iisus spune și așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul Omului. Probabil că toți cunoaștem episodul din Numeri 21,
Vedem cum poporul la un moment dat își pierde răbdarea în drum spre Marea Roșie și vorbește împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu trimite șerpi veninoși împotriva poporului și oricine este mușcat de acest șerp moare. Moise mijlocește pentru popor înaintea lui Dumnezeu și Domnul spune lui Moise în felul următor. Domnul i-a zis lui Moise, Numeri 21:8, fă un șarpe și agață-l pe un stâlp. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Și acum Domnul Iisus vine și spune, în contextul, da, vine și ne spune în Ioan că el ne spunea lucrul acesta pentru ca să se arate cu ce fel de moarte urma să moară. Deci scopul pentru care el spune că atunci când el va fi ridicat, da, ca și șarpele în deșert, va fi atârnat pe lemn, va atrage la el pe toți, este ca să înțelegem prin ce fel de moarte el va muri. Ce ne spune Hristos despre felul în care urma să moară? Ne spune că el este precum șarpele în deșert. Ne spune că el este soluția lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Ne spune că toți oamenii care se încred în el nu vor mai suferi consecința păcatului. Ne spune oare Domnul Iisus că toți oamenii vor fi mântuiți? Nu. Ne spune că toți cei ce sunt mântuiți, toți cei ce sunt eliberați de pedeapsa păcatului, sunt mântuiți prin credința în el. Privind la el, privind la soluția lui Dumnezeu și acceptând soluția lui Dumnezeu pentru păcatul lor. În felul acesta, toți cei ce privesc la el, cel ridicat de Dumnezeu, cel crucificat de Dumnezeu pentru păcatele lor, vor fi mântuiți. La fel cum șarpele a fost ispășitor doar pentru cei ce au privit la el, Hristos este ispășitor doar pentru cei ce se încred în el. Ce s-a întâmplat cu cei care n-au privit la șarpe? Au murit. Ce s-a întâmplat cu cei care nu privesc la Hristos și acceptă că el este singura soluție a lui Dumnezeu? Vor pieri. Oricine crede, din orice nație, din orice limbă, din orice rasă, din orice statut social, oricine crede, toți aceștia sunt mântuiți. Efectul crucii asupra celor ce au auzit mesajul Domnului Iisus Hristos. Ce har! Ce har să ți se deschidă înaintea ta inima Mântuitorului. Ce har să cunoști felul în care El va muri pentru păcatele celor ce se încred în El. Cum au răspuns ei față de această vestire? Mulțimea i-a răspuns: noi am auzit din lege. Ei fac teologie. Aștia erau niște teologi fantastici. Domnul Iisus vine și își deschide sufletul față de ei și ei vin cu obiecțiile lor de doi bani. Noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în viac. Cum de spui tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiu al omului? Da? Versul 34. Ei răspund în necredință. Ei răspund în necredință. La un moment dat avem impresia că ei nu înțeleg cine este acest Fiu al omului. Dar ei înțeleg, pentru că primul lucru care îl spun este: noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în viac. Deci se discută despre Hristosul. Mesia este tema discutală. Cum de spui tu că Fiul omului? Deci ei fac echivalent între Hristosul și Fiul omului. Pentru că problema lor, da, este cum de tu spui că Fiul omului va muri când noi știm că Hristosul trebuie să rămână în viață. Și pentru ei astea două nu egalează. Dacă tu ești Fiul omului și tu ești Hristosul, tu trebuie să rămâi în viață. Pentru că noi asta am citit în lege. Ca atare, noi nu putem crede că tu ești Fiul omului sau că tu ești Hristosul. Sau ce fel de Fiul omului te crezi tu?
Ce fel de Hristos te crezi tu? Ei cunoșteau Scripturile, dar nu le credeau. Ei vroiau să creadă ce vroiau să creadă. Isaia ne prezintă probabil cel mai frumos și plastic portret al Domnului Iisus Hristos din Vechiul Testament. Și Isaia, care este citat mai încolo în textul nostru de Domnul Iisus, care este citat, este, spune în felul următor, în capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui. N-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că el este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei ce pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Asta este Mesia pe care ei pretindeau că l-așteptau. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viață ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletului și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povoara nelegiuirilor lor. Ați observat aceste ultime două sintagme, care este relația între cei puși de Hristos într-o stare după voia lui Dumnezeu și cei care beneficiază de ispășirea a lui Hristos? Va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povoara nelegiuirile lor. A cărora? A celor care sunt puși după voia lui Dumnezeu. Și Hristos vine și spune: sunt pregătit. Sunt pregătit să mă duc la moarte pentru voi. A sosit ceasul. Agonia durerii mă copleșește, dar pentru slava lui Dumnezeu mă duc la cruce și îmi dau viața ca să răscumpăr un popor. Îmi dau viața ca să-i pun pe toți aceștia pentru care am venit, să-i pun în rânduială după voia lui Dumnezeu. Și ei vin și spun: noi nu credem în asemenea Mesia. Noi nu așa ceva așteptăm. Hristos le răspunde. Versul 35. Iisus le-a zis: lumina mea mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumină printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Astăzi ați auzit mesajul lui Hristos. Astăzi Mântuitorul și-a deschis inima în fața noastră.
și astăzi ne provoacă și ne pune întrebarea: în ce îți vei pune încrederea? În lumină sau în întuneric? În soluția lui Dumnezeu pentru păcatele tale? În jertfa Domnului nostru Iisus Hristos? Sau vei încerca să găsești o altă soluție? Efectele crucii au avut efecte extraordinare. Au avut efecte extraordinare asupra Domnului Iisus Hristos, care a suferit pentru păcatele celor credincioși. A avut efecte și are efecte extraordinare asupra lumii întregi. Ioan 3:16 până la versetul 18 spune așa de frumos: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dar nu este sfârșitul textului. Citim: cel ce crede în El nu este judecat, însă cel ce nu crede a și fost judecat, pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și crucea, în ultimul rând, are efecte asupra celor ce aud mesajul crucii. Celor ce astăzi au auzit mesajul crucii Domnului nostru Iisus Hristos. Celor ce astăzi au auzit Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Celor ce astăzi au fost confruntați cu lumina Domnului nostru Iisus Hristos. Întrebarea la care trebuie ca să răspunzi este: ce efect are crucea asupra ta? Vei umbla în lumină? Vei căuta să îl urmezi pe Hristos? Vei privi spre Hristosul ridicat în slavă, care a purtat asupra Lui păcatele omenirii? Sau te vei ascunde în întuneric? Vei alerga departe de fața Lui și vei căuta propria ta cale spre Dumnezeu? Întrebarea cu care aș vrea ca să te confrunți la despărțire în această dimineață este: care este efectul crucii asupra ta? Este jertfa Domnului Iisus Hristos ispășitoare pentru tine? A purtat El păcatele tale? În rănile Lui ești tu tămăduit? Sau încă ești în întuneric? Dumnezeu să îndure de fiecare dintre noi și de fiecare care în această dimineață a auzit Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, să vă deschidă ochii și să vă atragă la El.